Copii, vă spun un bun venit într-o nouă călătorie în lumea minunată a Bibliei, conduși de o stea. Textul de memorat îl găsim în Ieremia, capitolul 29, cu versetul 13 și o invităm pe Evelina să ni-l spună. Mă veți căuta și mă veți găsi, dacă mă veți căuta cu toată inima. Mulțumim mult! Evelina, bebelușul Iisus se născuse și Dumnezeu voia ca oamenii să știe că El venise în lumea noastră. Erau preoții pregătiți să-i ureze bun venit lui Iisus? Nu, nu erau. Așa că îngerii au povestit acest lucru, vestea bună, unor păstori care voiau ca Iisus să vină. Imediat, păstorii fericiți s-au grăbit să-l vadă pe bebelușul Iisus și apoi le-a spus altor evrei din preajma Betleemului. Dar vestea bună că Iisus se născuse nu era doar pentru evrei. Dumnezeu voia ca toți oamenii să afle lucrul acesta. Într-un loc foarte, foarte îndepărtat, locuiau niște oameni cărora li se zicea magi, adică înțelepți. Lor le plăcea să studieze lucrurile pe care le făcuse Dumnezeu, mai ales stelele. Și în timp ce se uitau noaptea la frumoasele stele, au învățat să-L iubească pe Dumnezeul care le crease. Acești oameni au vrut să afle mai multe despre Dumnezeu. Așa că au început să citească Biblia. Așa au aflat că Dumnezeu promisese că îl va trimite pe Iisus pe pământ și au citit cuvintele pe care profeții lui le scriseseră despre Iisus. Cât de fericiți au fost să afle că timpul era aproape sosit ca Iisus să vină. În noaptea în care s-a născut Iisus, acei bărbați priveau stelele. Dintr-o dată, ei au văzut o lumină neobișnuită, nouă, care strălucea pe cer. Când s-a făcut mai mică, semăna cu o stea. Ce putea fi? Ei nu știau, dar erau siguri că era ceva foarte important. Acei bărbați nu știau, dar lumina aceea era de fapt grupul de îngeri strălucitori care le-au spus păstorilor despre bebelușul Iisus în noaptea aceea. Când au terminat de cântat, îngerii au dispărut și lumina lor s-a stins. Dar ceva lumină tot a rămas pe cer, iar acum ea semăna cu o stea nouă și strălucitoare. Imediat, magii și-au adus aminte ce spusese profetul Balaam despre Iisus. Haideți să ascultăm! Numeri, capitolul 24, cu versetul 17. O stea răsare din Iacov, un toiac de cârmuire se ridică din Israel. Împărații folosesc sceptrul, un fel de toiac împărătesc special, așa că magii se întrebau dacă steaua, cea nouă care strălucea în noaptea aceea, era modul lui Dumnezeu de a le spune că Iisus, împăratul, venise pe lume. Ei nu erau siguri, așa că au continuat să citească în Biblie. Fiindcă magii credeau în Biblie și voiau să asculte, Dumnezeu le-a dat vise și le-a spus ce să facă mai departe. Ei trebuiau să urmeze steaua și să-l caute pe regele bebeluș. De îndată, acești oameni au ascultat și s-au pregătit de drum. Au vrut să ia cu ei cadouri deosebite pentru noul împărat. Erau multe lucruri frumoase în țara în care locuiau și le-au ales pe cele mai bune ca să îi le dăruiască lui Iisus când aveau să-l găsească. Pe lângă lucrurile de care aveau nevoie pentru lunga lor călătorie, ei au luat niște cadouri foarte speciale ca să îi le dea regelui bebeluș. Magii au călătorit noaptea ca să poată vedea steaua și au vorbit despre ce au scris profeții lui Dumnezeu cu privire la Iisus. Când se opreau să se odihnească ziua, ei cercetau Biblia. Erau siguri că Dumnezeu îi conducea și El chiar îi conducea. Lungul lor drum le producea mare bucurie. În sfârșit au ajuns în țara lui Israel, unde locuiau evreii. Ajungând la Ierusalim, steaua care îi condusese de atât de departe pe magi s-a oprit deasupra templului și apoi s-a stins. Magii s-au bucurat, cu siguranță, aveau să-i găsească pe toți în Ierusalim, vorbind despre noul rege bebeluș.
Ce i-au întrebat magii pe oamenii din Ierusalim? Unde este împăratul de curând născut al iudeilor, fiindcă i-am văzut steaua înrăsălit și am venit să ne închinăm lui? Magii au întrebat mai întâi o persoană, apoi pe alta, dar părea că nimeni nu știa nimic despre noul împărat, nici măcar preoții și învățătorii de la templu. În scurt timp, mulți din Ierusalim vorbeau despre magii care îl căutau pe împăratul Bebeluș. Evreii nu dăduseră atenție celor povestite de păstori și anume că l-au văzut pe Iisus. Nu-i așa că Dumnezeu a fost bun când i-a trimis pe magi la Ierusalim să le spună din nou evreilor despre copilul Iisus? Steaua specială îi condusese pe magi la Ierusalim, iar magii erau siguri că evreii de acolo aveau să-i ajute bucuroși să-l găsească pe regele Bebeluș. Dar ce ciudat! Nimeni din Ierusalim nu părea să știe ceva despre el. Cât de surprinși și de dezamăgiți au fost magii. Pe vremea aceea, regele iudeilor era un roman pe nume Irod. Irod era un om foarte rău. El făcuse multe lucruri îngrozitoare și chiar omoruse mulți oameni ca să poată deveni rege. Cum s-a simțit el când a auzit că magii veniseră să-l caute pe noul rege, Bebeluș? Haideți să ascultăm Matei 2:3. Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. Regele Irod nu i-a convenit să audă despre cineva care ar fi putut să devină rege în locul lui. Imediat i-a chemat pe preoți și pe învățători și le-a cerut să-i spună ce zicea Biblia despre locul unde avea să se nască Iisus. Ei au zis, în Betleemul din Iudeea, căci așa scrise profetul. După aceea Irod a vorbit cu magii. Chiar dacă era foarte mânios, el s-a prefăcut bucuros și le-a zis să meargă să-l caute pe Iisus. Ce altceva credeți că le-a mai zis? După ce îl va găsi, să meargă la el și să-i spună unde l-au găsit. Se întuneca atunci când magii au plecat din Ierusalim. Erau triști că nimeni nu îi ajutase. Avea să-l găsească vreodată pe regele Bebeluș? Dar când au văzut steaua deosebită strălucind pe cerul nopții, ei s-au bucurat nespus de mult. Steaua i-a condus exact în locul din Betleem, unde s-au aflat Iosif, Maria și Iisus. Magii au rămas uimiți că niciun soldat puternic nu îl proteja pe noul rege Bebeluș și că niciun om important nu se închina. De asemenea, Iosif și Maria nu aveau prea mulți bani, iar Iisus încă avea iesle ca pătuți. Dar chiar dacă Iisus nu semăna cu un împărat, magii erau siguri că El era Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul Lumii. Ce a făcut ei după aceea? Au intrat, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și i s-au închinat. Apoi și-au deschis visteriile și i-au adus daruri, aur, tămâie și smirnă, Matei 2:11. Cât de mult s-au încrezut în Dumnezeu acești magi! Îl ascultaseră pe Dumnezeu și urmaseră steaua cea deosebită, iar acum l-au găsit pe Iisus și i s-au închinat. Chiar dacă el nu era genul de împărat la care se așteptau, Dumnezeu era trist că poporul său nu îi păsa că se născuse Iisus. Dar a fost foarte bucuros că magii îi dăruiseră inima lor și cele mai bune cadouri. Ce cadouri îi putem aduce lui Iisus? El vrea ca noi să-i oferim dragostea noastră, banii noștri și timpul nostru. Și se bucură foarte mult când îi ajutăm pe ceilalți oameni și le spunem despre cum a venit El în lumea noastră ca să ne salveze din păcate. După ce s-au închinat lui Iisus și i-au dat darurile lor, magii au plănuit să se întoarcă la Ierusalim și să-i spună regelui Irod unde să-l găsească pe Iisus. Ei nu știau că nelegiuitul de Irod îi mințise. El nu voia să îi se închine lui Iisus, el voia să-l omoare pe regele Bebeluș. Într-un vis, Dumnezeu i-a avertizat pe magi astfel, să nu vorbiți cu Irod. Ei au ascultat și s-au întors acasă pe un alt drum. După ce magii au plecat,
Dumnezeu i-a dat un vis și lui Iosif. Ce i-a spus să facă? Haideți să ascultăm Matei, capitolul 2, cu versetul 13. Scoală-te, ia pruncul și pe mama lui, fugi în Egipt și rămâi acolo până îți vei spune eu, căci Irod are să caute pruncul ca să-l omoare. Iosif a ascultat imediat. Pe când era încă întuneric, Iosif, Maria și Iisus au plecat din Betleem și au pornit spre Egipt, într-o călătorie foarte lungă. La Ierusalim, Irod îi aștepta nerăbdător pe magi. De ce nu se grăbesc să se întoarcă și să-mi spună unde este Iisus? Se întreba el. Când a aflat că ei plecaseră deja acasă, s-a înfuriat foarte tare. Irod știa că Dumnezeu îl trimisese pe Iisus pe pământ, dar nu voia ca Iisus să devină rege în locul lui. Așa că a trimis mulți soldați să-i omoare pe toți bebelușii băieți din Betleem. Ce lucru îngrozitor și egoist a făcut! Irod încerca să lupte împotriva lui Dumnezeu, dar planul lui rău nu a funcționat. Copilașul Iisus era în siguranță, departe de Betleem și de mânuiosul rege Irod. Și nu mult după aceea, Irod a murit. Poate Dumnezeu să-i apere pe copiii lui atunci când oamenii răi încearcă să le facă rău? Haideți să vedem ce găsim scris în Psalm, capitolul 37, cu versetele 39 și 40. Scăparea celor neprihăniți vine de la Domnul. El este ocrotitorul lor la vremea necazului. Domnul îi ajută și izbăvește. Îi izbăvește de cei răi și îi scapă, pentru că se încred în el. Haideți să ascultăm niște întrebări la care să ne gândim. Cum au aflat Dumnezeu acești magi? Dă exemplu două căi. Putem învăța despre Dumnezeu când ne uităm la lucrurile pe care El le-a făcut și când citim în Biblie? L-au găsit magii pe Iisus atunci când îl căutau? De ce s-a supărat Irod când a aflat motivul pentru care veniseră magii? A trimis Dumnezeu îngeri ca să-L protejeze pe Iisus? Trimite El îngerii ca să ne protejeze și pe noi? Ce daruri îi poți oferi lui Iisus? I-ai dat inima ta lui Iisus? Îl iubești mai mult decât pe oricine altceva? Haideți să împreună mânuțele și să ne rugăm. Dragă Tată din cer, îți mulțumesc că magii l-au găsit pe Iisus. Îți mulțumesc că ei i-au dăruit inimile și cadourile lor. Vreau să-L cunosc și eu pe Iisus, așa că vreau să-I dau și eu inima mea Lui. Chiar acum te rog. Ia-o, te iubesc, în numele lui Iisus, amin. Fiți binecuvântați, Domnul cu voi!